Eu vă salut, stimați cetățeni Republicii Moldova. Я вас приветствую, дорогие друзья. Тема адресării către toți cetățenii din Republica Moldova astăzi este o temă foarte neplăcută, care voi proba-o în timpul acestei conferințe de presă. Tema este cum se îngroapă banii cetățenilor Republicii Moldova și nu doar banii, dar și sănătatea lor. În ultimele luni, tema gazelor naturale, tema prețurilor pentru energie electrică, pentru încălzire, este tema numărul 1 pentru fiecare familie din Republica Moldova, deoarece știm foarte bine că din cauza incompetenței, din cauza schemelor criminale în unele cazuri, cetățenii Republicii Moldova au achitat cel mai mare preț de pe continentul european și pentru încălzire și pentru gazele naturale și toate la pachet. Și plus, îmi este foarte clar că este un cerc de persoane care, pe lângă faptul că unii au fost doar incompetenți, erau și alții corupți, care cu ajutorul cetățenilor din altor state au furat cetățenii Republicii Moldova. Au fost mai multe conferințe de presă, emisiuni la acest subiect. Ceea ce am văzut eu ieri, să spun că m-a șocat, este, ar fi puțin spus, deoarece când mi s-au transmis unele materiale, foto, video, anume cum se îngroapă banii cetățenilor și pe lângă ei și sănătatea oamenilor, din municipiul Chișinău, la moment. Dacă vorbim de sănătatea oamenilor. M-a lăsat fără cuvinte. Deoarece cinismul cu care a fost săvârșită această crimă, tăinuirea acestei crime de conducerea țării, este încă o crimă pe lângă ceea ce a avut loc. Deoarece la noi tot se spune în ultimii ani că după plecarea lui Plahotniuc, Republica Moldova e pe o cale europeană și astăzi totul este democratic în țară și se muncește foarte mult pentru grija cetățenilor, sănătate, au grijă de tăți și vremuri bune. Mai nu a intrat în fiecare casă, fiecare apartament, la fiecare cetățean din Republica Moldova. Le luăm pe rând. Există o organizație la noi, Termoelectrica, despre care am vorbit foarte mult, am avut și o emisiune întreagă, dacă nu greșesc, în luna februarie acestui an sau ianuarie, la domnul Cozer, Secretele Puterii, în care am vorbit despre unele companii protejate de pe atunci marele ministru Andrei Spânu. Astăzi vedem că l-a întors înapoi, dar deja este doar ministrul infrastructurii, dar asta discutăm separat. Cum o companie, oricare oil platform, care nu avea nicio experiență, a câștigat licitațiile organizate de Spânul și a adus cea mai scumpă păcură de cea mai proastă calitate care putea fi adusă în Republica Moldova. În acea emisiune am vorbit despre faptul că fratele acestei persoane, domnul Cojucaru, care a adus această păcură la preț exagerat cum au venit și gazele naturale în Republica Moldova, era persoana care lui Spânul i-a vândut casa, pentru care i-a rămas dator 400.000 de euro
что-то часто персона, кытева, фратля чистей персоне, кытева у луна на эти деле читатель, регистрязу компании, ну, фора экспириенция, штигли читатель, шадущ пекур. Ну, майка, адус пекур, ну, эмусу, ты дикарь, я не бой термоэлектрика, дар, эм патру дзэс, еще адус ла диструзеря утилажелор, ши туати проблемели, кари сау дискутат пиларган масмедиа. Am prezentat în acea emisiune și un proces verbal a ședinței restrânse a Consiliului Tehnic de la Termoelectrica, unde ei spun clar că a fost stabilit că păcura M40 era amestecat cu aceea de M100, cât la rezerva de stat era păcura bună, M100, dar și organizată de domnul Spânu și de complicii lui, era de calitate proastă. Și era scris ce probleme au cauzat, a cauzat această păcură pentru întreprinderea termoelectrică și Buzunariu Cetățenilor. Acum, la evenimentul de ieri. Deci, mi s-a demonstrat că în perioada martie, aprilie, mai, pe teritoriul CET2, în municipiul Chișinău, cei care nu sunt din Chișinău, ca să cunoașteți, întreprinderea se află în sectorul Ciocana a capitalei Republicii Moldova, din tăi mi s-au trimis niște poze. Cum sunt organizate unele gropi, vedeți, parcă sunt gropi pentru mormânt, așa aranjate, vedeți, crește iarba împrejur, în care era turnată, adusă, scursă, păcura, care ulterior era îngropat cu tractorul. Deci vă dați seama, păcura, presupun că e așa lui Spânu, când a băgat-o e pe șeie de la rezerva de stat, care era bună, era băgată în pământ și îngropată. Mi se dă o poză. Mi se transmite, mi se arată alta. Deci, vedeți, eu mă gândeam cu o soluție de culoare neagră, una alta. Deci, încă o dată, pozele sunt făcute de pe camera de luat. Vedeți? Camera de securitate, chiar de la termoelectrică. N-a fost filmat de cineva, s-au făcut poze pe telefon. Poftim. Eu când le-am văzut toate acestea, am zis, zic, nu-i un Photoshop. Am început să contactez mai mulți lucrători de la termoelectrică, care mi-au spus, domnul Sate, da, este adevărat. Da, versiunile vă spun că la lucrătorii de la termoelectrică, acei care cunosc, sunt diferite. Unii spun că sunt gropa așa că așteptau să vii procuratura să facă expertiză și așa mai departe. Alții spun că era o scurgere de zeci de mii care spune peste 100 de tone, deci cisterni întregi de păcură, care din cauza rezervorilor chiar au supraîncărcate, dar ăștia tot îi dădeau bătaie cu păcură care s-a dus și în luna mai, adică când am sezonul de încălzire nu mai era. Și zic, vă rog frumos, poză tătă bine, dați-mi, vă rog, un video de pe cameră. Că zic, ce s-a întâmplat, dacă asta este adevărat, că păcura care ne-a costat 17.000 de lei tona, de-am cum a fost organizat, de ce ne-a discutat. Și dacă e să îngroapă, am să îngroapă nu doar banii cetățenilor, dar să îngroapă și, și sănătatea oamenilor pe lângă fapt. Deoarece aici eu cred că după această conferință de presă se vor expune mai mulți specialiști în domeniul ecologiei, zic, asta este o crimă dublă. Zic, chiar dacă s-a scurs și au fost săpate mai multe gropi pe tot teritoriul CET2 și au fost îngropate acest curs, oricare vreau eu să o ascundă să nu se facă expertiză, deoarece ei nu au reușit să ardă tot pe curară al Oil Platform și al Spân. Zic, scoteți-mi un video cât de scurt. Acum, atenție, deoarece mi s-a permis și rog acum acest lucru să o facă procurorii,
serviciu informației și securitate, oricare serviciu să continui ceea ce am făcut eu, deoarece aici trebuie, în afară de directorul Leu, pus de spânul interimar, ilegal, deoarece nu lucra la întreprinderea termoelectrică și a fost numit de spânul în decembrie 2021, omul lui, și stă interimar ilegal până acolo. Începând cu dâns, terminând cu toate persoanele și trebuie să facă pușcărie. Rog acum colegii să pornească video-ul care să-l priviți voi, cetățenii, ca iar să nu iasă moș președinție, ori alții, că e Photoshop, nu știu. Porniți video, vă rog, frumos să-l vadă fiecare om. Eu o să văd pe telefon ca să știu când s-a finalizat. Poftim. Deci uitați-vă, priviți. Gropile, pregătite din timp. Vedeți cum e frumușel, unele daieti cu tăt cu iarbă, op. Și uitați-vă la fund, este turnat pecura. M40, organizat de dominatorul Preasfințita Moldovei. Deci, cu tractorașul se dă bătaie încă o dată. Asta e video-ul scos de server la termoelectrică. Uitați-vă și de harnic, spuneți. Iată dau și la repet. Poftim. Sunt groapă cu 17.000 de lei tonă. Stimați cetățeni, eu consider că după ce am prezentat video doar de pe o singură cameră care a înregistrat acest video și acest video a fost scos de pe serverul la termoelectrică, procurorii, inspecția mediului, inspecția ecologică, ministerul mediului, stimați cetățeni, ei toți trebuie să meargă acum la locul acestei crime, să scoată toate videourile de pe toate camerele pentru a stabili câte zeci de tone sau sute de tone s-au îngropat de păcură, conform legislației Republicii Moldova, să fie pornit dosare penale. Domnului Recean, vreau să vă informez că la acum o lună în urmă, dumneavoastră ați primit o petiție de la un șef de secție, de la șeful secției audit intern de la Mold Electrica, ați primit o petiție și de la dumnealui. Această petiție a fost transmisă și procurorului general interimar, domnul Munteanu. Iată vă arăt și petiția care se află la dumneavoastră la guvern, domnule Recean. Unde această persoană, șef audit intern termoelectrică, vă spune că Vasilii Leu, ilegal, aici a pus de spânul în decembrie 21, până în ziua de azi, ilegal, deține funcția de director general interimar. Vă se spune să luați măsuri, că este încălcată legislația, că este decizia Curții Constituționale, că o persoană nu poate fi în funcție mai mult de un an de zile, fiind interimară. Fix așa cum, de ce a plecat robul? În cazul lui robul, voi ați folosit legea? Că numai un an de zile puteți fi robul procuror general interimar, după asta, hop, l-ați plecat pe robul și am foarte multe întrebări, cum ați făcut-o și ține de dumnealui. Și l-ați spus pe domnul Ion Munteanu. Deși Leu până în ziua de azi, ședi director general interimar. Vă explic, domnule Recean, în 2015, când a avut loc un asemenea incident, când s-au scurs doar câteva tone, că am găsit informații, articole, Ziarul de Gardă, Jurnal TV, alți reprezentanți mass media, unde era scris că au fost făcute ședințe de urgență,
pentru câteva tone care s-au scurs într-o tranșee. Dar aici au fost îngropate zeci de tone de păcură. Vreau să... deja dumneavoastră, ca prim-ministru, trebuie să organizați de urgență a comisiei. Și anume, eu sunt sigur că ați fi în stare de urgență în Republica Moldova, pentru care au nevoie unii oameni, pentru ca fără achiziții, scumpere, gază, să facă alte potlogării. Astăzi, comisia condusă de dumneavoastră are tot dreptul să studieze toată situația de la termoelectrică. Dacă nu aveți destule informații, vă le prezint eu. Cum se încalcă tot, începând cu lucrările de descărcare, care se efectuează în grabă și rezervoarele de păcură sunt supra-împlute. Sunt împlute mai mult din normă. Cum se face tot posibil ca păcura lui Andrei Spânu să fie arsă și să nu fie, cât mai repede, și să nu fie pusă întrebarea despre petrecerea la toate evenimente și să nu fie făcute toate expertizele privind calitatea acestor. Dacă era o simplă scurgere, domnul Recean, eu vă informez, cum am documentat. Deci există captatoare speciale în jur la toate aceste cisterni și chiar dacă ar fi curs ea din cauza unei probleme tehnice, din cauza deci avea să scurgă în aceste captatoare. Pe urmă, din aceste captatoare, vreau să vă spun că spompează înapoi în cisternă. Dar aici a fost îngropat. Ea spompează înapoi. Deci, de ce termoelectrica până acum n-a anunțat Ministerul Mediului, Inspecția Ecologică și toate restul structurilor? De ce s-a mușmalizat absolut totul ce ține de acest incident? Ce ține de codul penal, vă informez că toate aceste acțiuni ușor foarte îi dă posibilitatea oricărui procuror să atragă la răspundere penală pe faptul încălcării regulilor de circulație a substanțelor chimice. Articolul 224 cod penal, domnule Recean. Ștainurierea datelor despre popularea mediilor. E articolul 225 cod penal. Încă o dată, clarificați-vă cu acest Vasile Leu, care a fost numit încă o dată în funcție ilegal, deoarece el a fost numit director interimar general, nefiind până la asta neavând nicio funcție până la asta la termoelectrică. Încă o dată, decizia Curții Constituționale din 20 mai 2021 spune clar că interimatul nu poate fi mai mult de un an de zile. Cum v-a dat exemplu procurorului general Robu, unilegea, că e procuror general și acolo l-au lăsat numai un an de zile, interimar, dar pe Leu din 2021 până în ziua de azi, până îl protejează și nu contează. Era ministru, era zavhoz la președinție, ori amus întors. Și vă spun de ce, domnule Recean, deoarece nu s-a achitat gazul și există și o datorie istorică față de Moldova Gaz din partea termoelectricii în mai mulți ani de zile, și gazul nu s-a achitat, dar păcura firmelor protejate de Spânu s-a achitat la timp. Și Leu trebuie să stăi în funcția asta până s-a achit total pentru păcura, livrată de compania Oil Platform. De asta, domnule Recean, dumneavoastră ca prim-ministru, cum aia s-a înduiară spui, că nu-s probi, nu-s pșepi în mazut, nu-s pșepi în popșoi și așa mai departe. Deci, având în vedere dezastrul care se petrece la termoelectrică, eu solicit eliberarea imediată a lui Vasile Leu din funcția de director general interimar în care se află ilegal. Agenția de mediu în regim de urgență să inspecteze situația ecologică din preajma rezervoarelor de păcură și să oblige termoelectrica în regim de urgență să înlăture solul contaminat
ше са адука терену ла нормиле адмисибиле де эксплуатаре. Прокуратура генерала са инвестигезе тоати акционили а луи Василий Леу. Су призма кодулы пенал, а ты та супра акционилор эффектуати, кыт ше су паспектул тайнуири датилор де популария медилы. Са фи стабилиты сума прежудичулы. Кыт я коста печататень, а час комбинаси ку унгропаря пекурий. Кукыт са богат начальник дял биле уж спынум бузнарю четатенилор. Кас фи и кларки шинауенилор. Энко дата. Так, ам приготит. Дечь... Фетели, мерзит синева в ругла мини беру дипи масса луац нефть позы дипи Google Maps. Касфи эксплечит чей сон темплат, а киша на уенилор, шей коряу теренури, агрикули, кяралетури, где локул, у него вот лок, а честный инцидент, а ну ми сектору чукану. Малес чей каре локуеск колоница, Тохатин, я там я удус. Дечи, уйтаться во ворог, он скриншот дипи Google Maps. Дечи, ято есть и чет дой. Ято есть и чукана веки. Так, ам факут швалта поза. Уйтаться во чет дой, кяралетур, теренурли агрикули, Колоница, Тохатин, дичь, а куж варет у позы мариты кучестернили делачет дой. Унди еле сунт, унди еле сунт там пласати. Я то видеться чисти патру чистерни. Таман сунт на пропиере, де терену ли агрикули. Ши де чимитиру чукана. Кяр сунт пестихотар. Врал сауды экспликация директору и генерал интеримар. Леу, спунеться в рог, инко даты, що фост в марте, апреле, майкан вои ацингропат дзэч сути дитони ди пекур. Пуати, деварич алэтур сафлы чимитиру чокана, пистигард, пуати экспликация вастр асфиик вой азврут с организацин калзыря секрилор дела чимитиру чокана. Поте аста воц фут азврут сфащец он лукру бун, багынт пекурам памынт, кумпарат ди бани уэмлор. Касын калзыц пещи и морц, саутеренур ли агрикули, кари сафлы алэтур, домнули леу, уни уамни креск, харбуш, порум, уни мулц, амер серку машина пеколам вазут к паск, яравш нешти вач пеколу. Снува не рад центрудзы стимас щататень, локу и торь, а муниципилы Кишинев, кари лукуес кла Чохана, Тохатин, сау Колоница. Контрудзы да каздуши звака ла паску та колу пидял, пилангыче дой. Ши сара асо души сламулс, шин лок ди лапти асмулзит солярка, а пштец к герои ЦК КПСС Леву, ку доминатор уже же майди партии, сын тащи кари в организат к лапти, вака с воды лок ди лапти с воды и моторина. Un moment încă foarte important. Domnule Recean, pe data de 23 iunie, când ați primit această petiție și ați fost informați că Leu ilegal deține această funcție, cum sprinește că este sunteți informați dumneavoastră ca prim-ministru, oficial, este informat procurorul general interimar domnul Munteanu și după utecca la voi la guvern, pe data de 5 iulie, persoana dată care v-a trimis această petiție a fost dată afară din funcția de șeful secției audit intern de la Termoelectrica. Asta e lupta cu corupția și cu ilegalitățile la noi în Republica Moldova. Așa e, oameni buni. Căroce, stimați cetățeni, eu, după întoarcerea lui Spânu, după incidentul tragic care a avut loc la aeroport și cum s-a comentat de autorități, după faptul că eu luat ușor aeroport și îl dă înapoi,
Eu nu precred că astăzi o să fie luate măsuri. Doar prin presiuni publice, așa cum a fost cu gazul, când am demonstrat că cele mai mari companii din țară cumpărau în două ori jumate mai ieftin gazul și oamenii buni s-au spăreț și voi ieftinit gazul de la 29 de lei la 18 și nu au făcut-o în campanie electorală, așa cum vă pregăteau pe voi, cu satul a explodat situația. Doar după presiuni publice din partea specialiștilor în domeniu, trebuie să iasă ecologii. Avem foarte multe respectate care au activat toată viața la Academia de Științe Republicii Moldova. Expuneți-vă dumneavoastră asupra acestui eveniment. Eu pot vă spun un lucru. Că ceea ce eu zilnic stabilesc, având acces la mai multe informații, la Energo.com, la Guvern, la Moldova Gaz, oameni buni, ceea ce v-am vorbit eu despre schemele cu gazul, cum ați fost furat de 10 de milioane de euro din cauza incompetenței și corupția unora, eu voi spune că asta este foarte trist, foarte tragic. Dar astăzi, seara, eu voi continua tema gazelor naturale, contractele de achiziții, de vânzare, de cumpărare a gazelor naturale, contractele noi, documente, doamna Sandu, că ați spus că n-ați văzut probe și sunt falsuri cei ce că Andrei era implicat în nu știu ce și nu știu cum. O să fi prezentate de seară la ora 8 seara, la emisiunea Cutia Neagră cu doamna Mariana Rață, deoarece sunt invitat și acolo vom discuta și ce am publicat înainte, dar cel mai important, și ce o să vedeți dumneavoastră de seară în exclusivitate. Contractele de vânzare și cumpărare a Energo.com-ului și al mai important, eu nu înțelegem până amu, înțelegem că e combinație, înțelegem că sfură, dar nu înțelegem schema de unii tătă brigada asta de oameni buni, nu așa incompetent, că așa nu le-a dat nici câte o torbă de combicorm, dar nu mi-a și care corupți, de unii s-au luat ei banii, și anume, care a fost totuși schema finală, că ați fost furat de zeci, dacă nu de sute de milioane de euro. Toate acestea vor fi prezentate de seară la ora 8, urmăriți online pagina mea Facebook, YouTube sau la TB8. Domnule Leu, вы совершили преступление, закапывая мазут, который был куплен не на ваши деньги, на народные деньги. Вы довели ситуацию на термоэлектрике до того, что оттуда начали увольняться специалисты. И в один день может произойти массовый бойкот, и могут уволиться все оставшиеся специалисты, которых у нас в стране можно посчитать по пальцам одной руки. Вы, закапывая десятки, сотни тонн мазута, закопали не только деньги граждан, но также поставили под угрозу здоровье граждан, проживающих в муниципе Кишиневе, на Чеканах, населенные пункты Тагатин, та же Колоница. Вы понимаете, что сегодня вы совершили преступление, за которое вы должны все ответить? Я понимаю, что сегодня, согласно всем прогнозам, в 2023-2024 году убытки вашего предприятия будут только расти, согласно прогнозам агентства публичной собственности на 2023-2024 год. Убытки будут более миллиарда лей. Я понимаю, что ваша задача находиться там и в первую очередь рассчитаться за тот мазут с пыну, который вы ужасного качества и самый дорогой опять на европейском континенте получили, который уничтожил практически все оборудование термоэлектрики. Я понимаю, что вы сегодня очень заняты тем, что люди собирают бутылки из-под алкоголя рядом с вашим кабинетом в течение рабочего дня. Я вам хочу сказать, что в Молдавии все выпивают. Я являюсь среди тех, который может выпить и водку, и пиво, и вино, но не на работе, господин Лео, как это делаете вы. Если вам совсем тяжело, рекомендую вам найти в интернете рекламу 90-х годов. Поколение постарше, я уверен, ее помнит.
была очень хорошая реклама клиника доктора Майорова. Если у вас проблемы с алкоголем, от вас уходят коллеги, вас, не дай бог, выгонят жена из дому, с вами не будут говорить дети, посетите клинику доктора Майорова, и ваша жизнь резко изменится. Вы будете выпивать, но будете выпивать в меру. Не будут страдать работники термоэлектрики. Не будут валяться бутылки во время рабочего времени. Короче, ребят, вечером касаемо схем, как грабили в течение года. Не только при закупке мазута, а самый большой грабеж все-таки был с природным газом. 20:00 на ТВ-8, программа «Кутея Ниагры». Надеюсь, мне там дадут все показать, рассказать. Еще раз, я предоставлю документы вечером. Значит, про самую камуфлированную схему, которая была в истории Молдовы. Потому что миллиард украли, не сильно камуфлировались. Аэропорт украли, тоже не сильно стеснялись. А тут как было закамуфлировано? Зачем, когда, в какие числа, какие договора заключались, с какими компаниями? И самое главное, как они получали эти десятки миллионов украденных всего вас? Всем желаю хорошего дня. Делайте, пожалуйста, репосты этой пресс-конференции, чтобы ее увидело максимальное количество граждан. Семача Татьяна, Барок Фрумос, Дистрибуис, Пипачин Ледумивастры, Ла Максимум, Ачест Видео, Каачаст Информатия, Сажунгла Фикарича, Татьяна, День Республика Молдова. Ребят, сила в правде, не надо расстраиваться. Наступит день, и они за все ответят. Всех обнимаю, хорошего дня, до вечера в прямом эфире в 20:00. Вакупрен Питоц, Фабет Сузик, от Майфрумас, Ларри Вдерин.